Desfășurarea orelor în regim online a reprezentat și reprezintă o provocare majoră pentru toți cei implicați în acest proces. Profesor Mărioara Brescan a avut ideea de a utiliza o tablă interactivă pentru a transmite pe terminalele utilizate de elevi a textului scris pe tablă. Pentru ca acest lucru să fie posibil, este nevoie de un computer, un videoproiector și o tablă interactivă în fiecare clasă. Vedem în aceste imagini o lecție ce se desfășoară în regim hibrid. O parte dintre elevi sunt prezenți în sala de curs, iar cealaltă parte se află acasă, comunicând cu profesorul și ceilalți colegi prin videoconferință. Tot ce se vede pe tablă, în clasă, tot ce se scrie, se desenează, ori se tastează, apare pe computerul din sala de curs și, în egală măsură, pe computerul ori tableta fiecărui elev aflat la domiciliu. Mai mult, elevii care se află acasă pot scrie, desena, interacționa cu aplicații de uz didactic, iar rezultatul apare pe tabla din sala de curs, unde profesorul și elevii din clasă pot vedea, comenta, interacționa. Versatilitatea acestor table inteligente le face foarte utile și pentru alte activități. Schimburi de experiență, colocvii, conferințe, prezentări, instructaje, desfășurate între mai multe entități, sunt doar câteva. La început a existat o singură tablă de acest fel. Sprijinită de filiala oneșteană a organizației Grenlandsaksjonen din orașul norvegian Skien, profesor Mărioara Brescan a achiziționat 4 table interactive. S-a alăturat acestui proiect profesor Smărândița Brăescu, care a achiziționat 8 table interactive, sprijinită fiind de sponsori cu care a intrat în legătură în cadrul unor activități extracurriculare. Asociația foștilor elevi ai Colegiului Național Grigore Moisil a achiziționat alte 14 table interactive, laptopurile și proiectoarele. În acest moment, în fiecare din cele 25 de clase și 2 laboratoare ale colegiului sunt instalate aceste echipamente. Asistența tehnică ne-a fost asigurată de profesor Carmen Melinte și inginer Simona Petre. Profesor Irina Enache, directorul colegiului, ne-a fost alături și a asigurat upgradarea rețelei de internet. Astăzi vom prezenta pH-ul unei soluții de acid slab. Mai întâi vom folosi o hârtie, o vom pune aici. Vom observa cât este pH-ul, am observat. După aceea vom folosi un pH-metru pentru a determina valoarea concretă acestui lucru. Am observat că e 4,50. Vom scoate acesta din momentul. Vom folosi un circuit electric, vom introduce barea să vedem dacă conduce curentul electric. Vedem că îl conduce, se vede lumina. Așa, scoatem de aici. Acum ne vom duce pe un acid tare. Acizii tare sunt mai puternici decât acizii slabi. Vom folosi din nou hârtia de indicator de pH. Observăm că are un pH de 2. Vom folosi un pH metru pentru a indica concret. Observăm că are 2, la fel cum zice și concentrația molară de aici. Să nu observa pH 2 concentrația molară. Așa. Vom observa acum dacă conduce curent electric. Observăm că curentul electric este mult mai intens față de cum era în prima parte.